Un preot, managerul angajat la Arhiepiscopia Tomisului, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în flagrant că făcea contrabandă cu haine și alimente aduse cu tirul din Turcia. Preotul Gabriel Popa sluja și într-o biserică din București și din banii strânși în urma evaziunii, câteva milioane de lei, a făcut și donații. Un șef de achiziții al Regiei Autonome de Transport București a fost și el reținut, iar la audiere a ajuns și maica stareță de la Poarta Albă. Un slujitor în casa domnului și un șef de birou din RATB sunt capii unei rețele de contrabandiști, spun procurorii. Iar preotul Gabriel Popa ar fi adevărata eminență cenușie a grupării. Un preot cu multe plăceri lumești, printre care și banii, pentru că mâna care făcea donații făcea în același timp bișniță la nivel înalt. Organizat și calculat. Este adevărat ceea ce se spune despre managerul de la Arhiepiscopie? Nu sunt încă informat. Am înțeles, dar o să faceți o anchetă în acest sens? Sigur că da. Preotul reținut pentru evaziune fiscală e angajat cu contract de muncă în funcția de manager la Arhiepiscopia Tomisului. Despre Gabriel Popa s-a vorbit că ar fi unul dintre apropiații mitropolitului, ba chiar că i-ar fi donat lui Teodosie Snagoveanul o mașină de lux. La mănăstirea Poarta Albă, managerul a adus bani. Ce să vă spun? Nu vreau donație la mănăstire. Cum primesc toate mănăstirile, donații. Aveți idee și despre ce sumă este vorba? Am lăsat acolo documente, ce avem și noi registrul la mănăstire, ce am primit. Maica Eleodora, stareța de la Poarta Albă, nu le-a vorbit procurorilor despre donații. Ea ar fi supravegheat transportul mărfii de contrabandă. Eu sunt de atâta ani din mănăstire și eu chiar nu știu cu ce se ocupă părintele, se făcea la București sau... Anchetatorii știu însă că angajatul lui Teodosie făcea trafic cu haine și alimente. El și complicii lui încărcau tirurile în Turcia, unde erau sigilate. Destinația pe hârtie era Polonia sau Ungaria. Doar că textilele nu ajungeau niciodată acolo, ci se opreau într-un depozit de la marginea Bucureștiului. De acolo erau distribuite în anglouri din capitală sau din alte orașe. Afacerea a mers până acum, iar prejudiciul ar fi de aproape 4 milioane de lei. Din acești bani, preotul s-a milostivit și ar fi donat Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Fundeni, clopote. Părintele ar sluji la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, aflată în vecinătatea Spitalului Fundeni din capitală. Lăcașul de cult este partea complexului ridicat cu sprijinul înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Astăzi, șefii rețelei au primit mandat de reținere pentru 24 de ore. Lângă preot este și șeful de servicii achiziții al Regiei Autonome de Transport București, Florin Badiu. Surprinși, șefii RATB n-au reușit să ne ofere până acum o poziție oficială.